Bună ziua și bine v-a regăsit în acest episod. O să vă prezint această baterie despre care se spune, sau cel puțin se spune, deja sunt foarte utilizate la bicicletele electrice. Aceste baterii sunt integrate cu aceste plăci de textolit. Observăm aici. Au aceste plăci de textolit de 0,5 mm. Sunt echipate cu doi conectori, unul de tip XT60, un conector de 60 de amperi, foarte rezistent, din material ignifug cu conductoare siliconate, care este de tip tată, cu toate că are găurile acestea, pare a fi de tip mamă, dar este de tip tată și intră în acea mufă pe care o avem pe placa dispozitivul care urmează să fie alimentat, și acest senzor care la rândul său are rolul principal de a detecta temperatura bateriei, un lucru foarte important. Aceste baterii albastre care le întâlnim numai în acest format, de dimensiune aproximative 25 de milimetri pe 10 milimetri, și acestea au o etichetă. Observăm aici că avem această etichetă care ne indică, este că am șters scrisul pentru că este o baterie second, baterie recuperată. Avem modelul de baterie, capacitatea bateriei este de 6 amperi pe oră, tipul de celule de tip 18650, adică acei elemente bine cunoscuți, care știm cu toții că au aceste dimensiuni, 18 reprezentând primele două cifre, reprezentând diametrul bateriei, adică 18 mm, și 65 reprezentând lungimea bateriei, și tipul de baterie asamblată, adică 10S3P. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă 10 elemenți legați în serie și 3 pe câte 3 grupe legați în paralel. Deci, practic, avem o baterie cu grupe de 3 elemenți legați în paralel și 10 celule legate în serie. O să o și desfacem ca să ne uităm la construcția internă a acestei baterii, ca să avem habar în cazul în care le înlocuim sau în cazul în care, dacă nu le înlocuim, le reparăm, sau chiar și atunci când le demontăm, pentru că este important ca să știm modul în care utilizăm acei elemente și să știm și construcția proprie a bateriei, pentru că dacă știm construcția proprie a bateriei, știm și cum să o reconfigurăm ulterior, poate ne trebuie ca să demontăm una și să construim una care are o tensiune mai mică, de exemplu construim una de 12V sau de 24V, și să avem idee cum sunt conectate acele, ce tip de suport avem în principiu, pentru că suporții pot fi reutilizați. O să dăm un pic pe pauză și o să vedem și desfăcută. Observăm la demontarea acestui model de baterie, observăm că are aceste grupe sudate cu aparat de sudoi în punct și platbandă de nichel. Sunt sudați acești elemenți între ei. Acești elemente de tip 18650, și evident că avem la partea de aici, să vedem că avem spațiu liber la acești suporți, și avem borna plus aici, și evident conexiunile la fiecare de control, la fiecare grup de elemente legați în paralel. Observăm că avem câte 3 elemente conectați în paralel și grupele, aceste grupe de 3P sunt conectate în 10S, adică 10 grupe legate în serie. Și practic avem de la borna minus de aici și până la borna plus aici,
avem 36 de volți. Avem și la aceste baterii, avem să dăm și scociul ăsta jos aici și acest tip de battery management system care ne face controlul automat al, din punct de vedere electric, ne face controlul automat al parametrilor. Practic fiecare baterie este asistată de această plăcuță electronică de tip BMS, Battery Management System, și observăm aici pe etichetă că este un BMS de 15 amperi, este de tip 10S. Practic avem aici 9 plus 1 fire care sunt conectate la fiecare grupă de elemente, este asistată de această plăcuță electronică numită BMS. Atât la o baterie care este demontată, cât și la una care nu dorim ca să o demontăm, pentru că putem verifica inițial cu un voltmetru de curent continuu această tensiune de ieșire, conectând sondele aparatului la ieșirea conectorului, putem să măsurăm tensiunea de ieșire și dacă este una corespunzătoare, atunci nu va mai fi nevoie ca să demontăm bateria. Atenție însă, atunci când o încărcăm, curentul de încărcare este un indiciu foarte important. Dacă se încarcă la un curent destul de mare, atunci bateria este bună. Dacă tensiunea de ieșire ne păcălește, adică avem 36 de volți, că de fapt până la 42 de volți se încarcă maxim o baterie de acest fel, dacă avem să zicem 40 de volți și un curent destul de mic, atunci este o problemă, trebuie să o demontăm și facem că în acest caz o demontăm, verificăm de unde provine acel curent mic. Este de regulă generat de unul dintre elemenți, nu funcționează cum trebuie, mai precis o grupă dintre elemenți. Evident că fiind circuit serie, acești elemenți conectați cu platbandă de nichel și cu sudură în puncte, observăm, pot fi o singură grupă de elemenți care e deteriorată, poate periclita întreg ansamblu. Fiind conectați în serie, aceștia care sunt defecți, de exemplu aceștia, să-i luăm pe aceștia să zicem, dacă au o rezistență internă mai mare, înseamnă că aceștia s-au defectat. Și fiind legați în serie cu tot sistemul, aceștia o să pericliteze funcționarea întregului ansamblu de baterii conectate în serie. A se vedea două becuri legate în serie de puteri diferite. Evident că becul cu filamentul mai subțire, deci practic becul electric care va fi cu rezistența internă mai mare, va fi mai solicitat. Așa se întâmplă și în cazul generatoarelor. În acest caz a bateriei, pentru că bateria electrică este considerat un generator de energie electrică. Bun, sper că a fost destul de util materialul video. Ne revedem în materialele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică, automatizări, surse de energie și alte lucruri din ce în ce mai interesante. Iar acestea fiind arătate, vă doresc o zi bună în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!